Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod informativ în care vom juca Hearthstone. Astăzi vom juca la a treia aripă de la Blackrock Mountain. De-abia am strâns bani pentru această aripă. Inițial nu aveam bani, am cumpărat o arenă 150, am făcut 12 victorii la arenă, am făcut vreo 512, am strâns de acolo banii. Și ea joacă Hearthstone pentru început. Vă dau un sfat, dacă vreți să faceți multe victorii la arenă, intrați pe la vreo două noaptea, cam așa. Sunt foarte mulți nubi, încă nu știu explicația, dar sunt foarte mulți lab la arena, adică aveam 9 victorii și cădeam versus adversari care habar n-aveau să joace și n-aveau nici de cur bune, nu știu cum au și ei la 9 victorii în primul rând. În fine, în această săptămână, uite, ați văzut, am început o nouă serie și anume GTA. Aveți noul program în descriere. Este în mare parte programul vechi, puțin modificat. Și de asemenea vom reveni la program. Iar spun revin la program. Și acum o două săptămâni iar spuneam că vom reveni la program și iar am întrerupt programul. În fine, vom reveni la program luni, pentru că astăzi sâmbătă și mâine duminică trebuie să fac atestatul acela la informatică. M-am gândit să fac un site în HTML și PHP. Și acel site să fie povești interactive, știți? Cum să spun? Să citești povestea și pe urmă să alegi tu o continuare. Ar fi destul de tare. Bineînțeles, mai sunt site-uri asemănătoare pe Google, pe internet, pe Google. Însă vreau să fac unul propriu și să fie atestatul meu. În fine, hai să mai ne uităm pe aici ce s-a mai comentat nou. Mă bucur că v-a plăcut GTA 5, pentru că și mie îmi place să mă joc. Problema este că atunci când joc GTA 5 nu pot edita sau randa videoclipuri. Pentru că ca să meargă bine GTA 5, trebuie să instalez cel mai nou update de la placa video. Dar, dacă este cel mai nou update de la placa video, PowerDirector are o problemă cu pre-renderingul și pur și simplu nu pot să editez nimic, nu pot să randez nimic, nu pot să fac nimic în PowerDirector. Atunci când joc GTA 5, instalez noul driver, când vreau să editez, dau rollback și oricum să nu stric placa video, așa, dar în fine, acum că editez, bineînțeles, sunt pe driverul vechi. Asta mai mă joc, eu poate mai pică ceva, aveam Deathwing în mână, aveam multe chestii interesante. Dar nu mi-au picat și l-am omorât până la urmă. La CSGO încă o veste tragică, absolut tragică. Care erau șansele ca DreamHack-ul să mă lase falit? Am pus AK-ul și tot ce mai aveam pe acolo pe... imediat, pe Fanatic cu TSM, am pus vreo 10 euro, bineînțeles că am pierdut. Am pus vreo 3 euro pe Envy cu Nip. E, aici nu mi-a părut rău, că Envy a jucat fantastic și a avut și puțin ghinion. În fine, am pierdut și acolo vreo 2-3 euro. Și acum nu mai am aproape nimic. Avem aici Deathwing, am să o păstrez doar pentru că e Deathwing. Cel mai mult la Hearthstone îmi place animația lui Majordomo. E prea șmeche, dacă n-a ficat așa proastă, animația ar fi genială. Și ce să mai vorbim pe aici? Imediat. Noul program, să mă uit puțin pe noul program. Dacă îl găsesc. Duminica, vedeți, voi am spus FIFA Ultimate Team și joc random. Asta va fi de duminica următoare, nu de duminica asta. Însă s-ar putea ca uneori să apară GTA 5 în loc de jocul random. Adică momentele în care voi pune din nou momente amuzante și faze tari. Iar la FIFA UT s-ar putea ca uneori să jucăm Seasons. Top 5 CSGO. Deja au trecut cred că 3 săptămâni de când nu a mai apărut. O să apară sâmbătă următoare. Pentru sâmbătă aceasta nu am destul timp să editez videoclipul pentru că durează foarte mult, adică nu chiar foarte mult, vreo 3 ore, 4 ore ca să mă și uit la toate videoclipurile care le-am primit, să le și editez, să le și trimit, bla bla, și durează vreo 4-5 ore. Și după ce
fac videoclipul ăsta, vreau să mă apuc de făcut acel program, acel site, ce este. Alte chestii interesante pe aici, am văzut multe comentarii. Ce am găsit? Ce cauți? Ăla? Cum se numește ăla? Telefon, vezi? Nu știu de telefon. Am uitat ce am să spun, că avem chestii să nu știu. Ah, da. Am văzut multe comentarii. Ce componente ai? Ei bine, placa video este 2 GB Nvidia pe 128 biți, 8 GB RAM și procesorul este AMD 3,5 GHz 6 core. În mare parte, la cam toate jocurile, procesorul cam cară totul, e absolut incredibil procesorul ăsta și îmi place foarte mult. Mereu am fost un fanboy AMD, n-am avut niciun PC în care am avut Intel procesor. Mereu am avut AMD și acum că a apărut acest AMD 6 core, îmi place foarte mult cum arată și cum se mișcă. Deathwing. Joc cu ea uneori într-un druid. E mil druid puțin, dar mai bag și Deathwing, știți, pe la final când nu mai am nicio carte în mână. Mai bag și Deathwing. Dacă mai aveți o întrebare, scrieți-le în comentarii, o să mă încerc să răspund la ele. Și cam aici se încheie totul. Episodul, nu totul. Nu este sfârșitul lumii, nu vă speriați. Dacă v-a plăcut, frumos, nu uitați un like și să vă abonați. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună.